Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vă mulțumesc că ați răspuns apelului nostru de a fi prezenți la conferința de presă organizată de ALDE NEAMS. Și vă informez că voi proceda la o foarte scurtă trecere în revista câteva probleme. Și anume, prioritățile ALDE la nivel național, clarificări în legătură cu ședința Consiliului Județean NEAMS, apropo de alegerea mea pentru a prelua atribuțiile președintelui Consiliului Județean pe perioada suspendării acestuia, priorități de moment în activitatea Consiliului Județean NEAMS și unele aspecte apărute în spațiu public în legătură cu presupusele afaceri patronate, cică de subsemnatul. Apropo de prioritățile ALDE, noi milităm, după cum cunoașteți și dumneavoastră, în guvern, în parlament, pentru o intervenție minimă în economie a statului, menținerea unui nivel redus de fiscalitate, menținerea cotei unice de impozitare, susținerea capitalului românesc și când vorbesc de susținerea capitalului românesc, mă refer la faptul că acea schemă de ajutorare a capitalului, din nefericire, în 2016 s-a dus cu totul spre firmele străine, fiind abandonat efectiv de guvernare în acea vreme firmele românești. Din nefericire. Noi, cei de la ALDE, ținem foarte mult ca să sprijinim capitalul autohton, să revigorăm țara prin eforturile noastre și prin munca noastră. Când vorbesc de munca noastră, nu vorbesc doar de munca celor de la ALDE. Vorbesc de munca noastră a întregului popor. De asemenea, susținem parteneriatul public-privat în sensul unei reglementări clare în direcția finanțării și finalizării unor proiecte fără a fi afectat deficitul bugetar. Iar o altă chestiune pe care dumneavoastră o cunoașteți foarte bine, pe care o avem în atenție, aș zice într-un mod absolut, sunt drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, încălcate grosolan în ultimii ani de către partea, dacă vreți dumneavoastră, ocultă a ceea ce se vrea conducerea României. E vorba de acel stat paralel de care domnul Călin Popescu-Tăriceanu vorbește aproape la fiecare intervenție. Și din nefericire pentru noi ca stat, ca țară, avem exemple din ce în ce mai multe în legătură cu existența acestui stat paralel, cu batjocurile la care sunt supuși cetățenii României, unii dintre ei, cu faptul că se vrea, dacă vreți să o lichidare în sensul politic, în sens social, nu fizic, Doamne ferește, a tot ce înseamnă elită românească, din orice domeniu, de la elita politică până la elita științifică. Și va trebui odată și odată, sigur, să fie adoptat acest pachet de legi pe care îl susținem din plin și să revenim odată, pentru totdeauna, la normalitate într-o țară atât de dragă și atât de frumoasă. De asemenea, ALDE se implică în susținerea sănătății, învățământului și ca aspecte concrete, să vrem să introducem, să creăm acea agenția învățământului dual, chestiune extrem de importantă pentru țara noastră, pentru că e o formă un pic mai adaptată timpurilor noastre de a stimula pe undeva prezența învățământului profesional de altă dată, prin care sigur să formăm oameni cu meserii ce pot satisface necesitățile economiei noastre. Și apropo și de faptul că, iată, suntem într-un al centenarului independenței noastre, avem în atenția noastră, ALDE, la nivel național, să participăm prin propunerile pe care le facem la edificarea unui edificii extrem de importante, cum ar fi Opera din Iași,
opera din Cluj, din Craiova. Și nu în ultimul rând, în preocuparea noastră ca sfârșitul de an să ne găsească într-o situație în care speranța, optimismul, bunăstarea și bunul simț să fie, dacă vreți dumneavoastră, elementele cu care să trecem în anul viitor. Să trecem și la punctul 2, apropo de clarificare în legătură cu ședința Consiliului de San Neamț. Și aș putea să prezint pentru dumneavoastră, care cunoașteți foarte bine cum s-a desfășurat această ședință, dar o spun pentru public, această ședință s-a ținut în conformitate cu reglementările legale, este vorba de legea 215 de 2001, în conformitate cu regulamentul de funcționare a Consiliului Județean, care sigur are la bază legea pe care am invocat-o, și doar că aș vrea să subliniez că un grup de consilieri au inițiat un proiect de hotărâre care sigur a fost prezentat în ședința Consiliului Județean și prin votul secret pe care l-au dat colegii mei, am preluat prerogativele președintelui Consiliului Județean. Categoric că nu este o bucurie, pentru că am preluat o asemenea funcție într-o situație nefericită pentru domnul Ionel Arsene, dar Consiliul Județean, ca instituție, trebuie să funcționeze, lăsând să se înțeleagă ceea ce trebuie, că funcționează în condiții de normalitate și legalitate. Probabil că la întrebările dumneavoastră o să mai dezbatem și altceva în legătură cu ședința, dacă sigur mă voi bucura de atenția dumneavoastră apropo de întrebările care vreți să le puneți. Ca priorități de moment în activitatea Consiliului Județean, aș vrea să fac doar unele precizări pe care în fața presei le-am mai făcut, dar pentru că presa eu consider elementul esențial care imprimă, dacă vreți, un curs firesc informației care trebuie să ajungă la cetățeni, aș vrea ca să informez cetățenii județului Neamț că avem la această dată 183 de proiecte care vor atrage în spațiul nostru județean și vor, aceste proiecte vor conduce la ceea ce eu numesc întotdeauna dezvoltarea localităților, vorba de comune, orașe, municipii. Deci este vorba de o sumă de aproape 8.000 de miliarde lei vechi. Este o sumă impresionantă acordată sigur de Guvernul României, dar să nu uităm niciun moment că acest guvern este format din actuala coaliție PSD-ALDE. Coaliția a hotărât în acest sens și iată că ne bucurăm, nu suntem singurul județ care sigur se bucură de asemenea sume, dar iată că suntem în situația de a spune că în exercițiu, să zicem, legislativ 2017-2020 avem ce face și ce construi în județul Neamț. Fiind vorba de poduri, fiind vorba de școli, fiind vorba de dispensare, fiind vorba de modernizarea și reabilitarea spitalului de urgență. Sigur că trebuie făcut o precizare și cred eu că e binevenită. Trebuie să înțeleagă că acești bani care se întorc la un județ sau altul nu e o donație efectiv de așa. Sunt de fapt
în ultimă instanță, veniți, tocmai plecând de la acești bani, deci, de la nevoile, la necesitățile județului. Iar pentru moment și pentru ceea ce vrem noi să facem, necesitățile județului sunt cele pe care dumneavoastră le cunoașteți. E vorba de acele 183 de proiecte pe care vi le-am prezentat și ca număr, dar ele se găsesc sigur în spațiu online și poate orice cetățean să ia la cunoștință de aceste proiecte. Se vorba de fapt, în ultima instanță, de faptul că se întorc în județul Neamț tot banii oamenilor. Taxe, impozite, diverse alte, știu, dări către stat. Și este bine când banii dați de oameni se întorc înapoi la oameni. Trebuie să fac și o anumită subliniere că dincolo de efortul făcut de coaliție, făcut de guvern, trebuie să dăm cezarul ce al cezarului și să subliniem, chiar dacă, sigur, repet ceea ce am spus acum câteva clipe, că e într-o situație nefericită din punct de vedere personal, trebuie să subliniem și aportul, dacă vreți, al domnului Ionel Arsene la realizarea, dacă vreți dumneavoastră, și conceperea și acestor proiecte pe undeva, vis-a-vis de faptul că fiecare unitate, oate, fiecare municipiu, fiecare oraș, fiecare comună a venit cu necesitățile proprii, dar a fost o zbatere, sigur, ca acești bani să fie aduși în județ, iar, sigur, pe la București, asta mai mult domnul Ionel Arsene, bătând de nușă în ușă pe la fiecare minister, și iată că avem deocamdată rezultatul financiar pe care îl avem sub aspectul acestor fonduri pe care noi să le folosim în dezvoltarea județului. Aș fi vrut să vă informez și cu vreo 4 proiecte care le facem prin agenția noastră aici, vreo de Agenția Nord-Est, prin Programul Operațional Regional, axa prioritară 5, îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. N-am să dau citire la tot acest proiect, dar vizăm Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra Neamț, care are alocat 20 milioane, aproximativ 21 de milioane de lei, Muzeul meu Ion Creangă, 700 de mii de lei, Muzeul Memorial Calistat Hogaș, 1 milion 700 de mii de lei, Muzeul de Istorie Bicaz, 3 milioane 100 de mii de lei și conservarea și protejarea și promovarea Muzeului de Istorie Roman Casa Nevruzie, 5 milioane 311 mii de lei. Deci acești bani sunt bani europeni, avem și noi o cofinanțare Consiliul Județean, dar vom reabilita, vom moderniza, sigur, pe specificul locului și a ceea ce înseamnă un monument istoric. Nu poți acționa spre un monument istoric așa după cum te taie cap. Așa cum s-a întâmplat pe undeva, că în momentul în care s-a terminat clădirea, nu se mai cunoaște dacă e monumentul istoric sau altceva. Deci sunt chestiuni foarte clare care, iată, v-am dat ca informație, bani care vor veni în județ pentru modernizarea acestor clădiri și de care vom beneficia toți cei care locuim în acest județ și, sigur, și cei care vor veni să ne viziteze. Este foarte important acest lucru. Lăsăm la o parte această chestiune. Aș vrea ca să trecem și la un aspect aproape în spațiu public, în legătură cu unele presupuse afaceri patronate de subsemnat. C.
Și aș putea să vă spun mai mult din ceea ce cunoașteți, pentru că dumneavoastră sunteți oameni informați. Că probabil plecând la considerentul că ALDE crește în sondaj, că iată, repet, datorită unei situații delicate, am preluat prerogativele președintelui Consiliului Județean. Treaba asta nu place tuturor. Vrem, nu vrem, ăsta e pur adevăr. Vreau că poporul ăsta nu o să scape niciodată de delatori și de indivizi care puțini, trebuie la număr, foarte puțini, care vor transforma albul în negru, bunătatea în răutate, egoismul care se ia locul ceea ce înseamnă bun simț și bunătate și sigur că probabil crescând în sondaje și ocupând o anumită poziție, am devenit țintă. Devenind țintă, în mod normal, s-au apucat băieții să scrie. E unul care scrie la o gazetă de perete și scrie. Așa. După ce scrie, face trimiteri de genul bănuim noi că, probabil că, amestecând fel de fel de fapte, elemente, acțiuni, evenimente, în sfârșit, prin care nu face nimic altceva decât să dezinformeze populația nu vis-a-vis de niște lucrări pe care niște tineri le au, lucrează în mod cinstit, corect, în județul ăsta, ci vis-a-vis de subsemnatul, de persoana care se află în fața dumneavoastră, legând numele meu în mod obsesiv, de aceste lucrări. Eu știu că se poartă chestiunea asta cu, domnule, ești acolo, ai dat lucrări, ești dincolo, ai făcut nu știu ce. Spre dezavăgirea acestui domn și pentru informarea corectă a cetățenilor județului Nemț, mă delimitez total de aserțiunile susținute în articole apărute în această gazetă de perete de care vorbeam și nu doar că mă delimitez, dar vreau să asigur cetățenilor județului Nemț că voi lucra în cadrul Consiliului Județean Nemț cu onestitate și cu bunul simț cunoscut. De ce spun acest lucru? Este foarte ușor să blamezi. Este la îndemână oricui. Lejer, elegant. După ce scrii niște articole în care legi persoana mea neapărat de afacerile respective, bineînțeles că ai și niște postaci anonimi. De fapt, aici este teoria conturilor personale în care ba o face pe prostul că unul e analfabet și scrie nu știu cum, ba o face în ce fel, așa, unul își dă cu părerea într-un fel, unul își dă cu părerea în alt fel, așa. Bineînțeles, pe aceeași idee delatorie, pe aceeași idee a delațiunii, pe aceeași idee a falsului. Și stau cu părerea, ba e Vălieșor, ba e Mihnea, ba e Baiurica, Giugiurica, în sfârșit. Domnule, să ne fie cu iertare. Pe ăștia, dacă îi cauți, dacă și-ar asuma răspundere, băi, domnul Safte, ești un hoț? Și eu, Popescu Vasile, asta spun dumitare. Da, domnule, vă salut, haideți să discutăm, veniți la mine la concert, vă arăt că nu sunt hoț. Și vă arăt tot ce vreți dumneavoastră și vă stau la dispoziție oricând. Dar în momentul în care, Doamne, iartă-mă să mă iertați că o să zic ceva așa, pe ăștia, ca să-i găsești, trebuie să aprindeți proceduri medicale, un fel de colonoscopie, că ăla-i sălașul acestor vălișori, minișori, sau cum se mai numesc. Că atâtea mizerii ca să arunci în spațiu public nu înseamnă că vii, decât, că vii de acolo. Că un om normal și sănătos la cap nu poate spune ceea ce spune, fără să verifice.
Un ziarist onest și la locul lui facea în felul următor. Înainte de a mă acuza pe mine, mă suna și mă și întreba. Și stăteam de vorbă la un mod foarte greu și dădeam eu informații sau detalii de care ar fi vrut. Doi, acum eu nu fac ca dumneavoastră, eu o spun așa pentru buni ascultători. Salut! Deci, doi, ar fi trebuit să pună mâna pe telefon și să sune pe oricine de la centrele astea pe care le acuză că au acești tineri întreprinzători lucrări și doar atât să-i întrebe. A intervenit cumva domnul Asaftei ca dumneavoastră să-i dați lucrarea lui și lui Y? Deci un simplu telefon și o simplă întrebare. De se miră directorul de pe acolo și domnule, ce prostii scrie ăsta, domnule? Cu unii dintre ei, am înțeles că acești tineri, lucrează dinainte de a mă cunoaște pe mine. Este extrem de grav că, legându-te așa de coada unui pix, arunci în spațiu public situație de o gravitate, zic eu, extremă. Pentru că nu intru în toate detaliile, dar avem aici ceva de genul în care termin apoteotic și zice așa. În sfârșit, Asafte, instalarea lui Asafte, cum a venit Asafte, oamenii ăștia, în sfârșit, fac drept, câștigă. Așa. Ar trebui să-i mulțumesc pentru ceva. Și aveți cuvântul meu de onoare că vă spun adevăr. Trebuie să-i mulțumesc pentru că a pus în spațiu public. Deci eu de firma asta, Ecofast, sau cum se numește ea, am auzit din această gazetă de perete. Doi, n-am nicio legătură cu cetățeanul X de la Ștefan cel Mare, pentru care eu l-am dat afară din partid pe un anumit motiv și mă sfârșit, nu intrăm în detalii. A fost adus în partid la noi de un personaj de care nu face plăcere să-l anunț. Nu știu ce-i cu el, e treaba lui ce lucrări are și vreau că le va explica odată și odată, pentru că eu, Asaftei, nu las ca lucrurile să curgă în felul ăsta, pentru că dacă am ceva cât de cât bun, zic eu, de a afișa în fața opiniei publice, este, dacă vreți, bunul meu simț și modul meu de a fi. Așa, pe mica mea personalitate, câte oameni acolo. Și nu accept să-mi interferească unul sau altul. Și mai cuvind așa, chiar a depășit și pe alții care se țineau mai de mine, așa, a depășit prin două articole, a depășit și pe altcineva din punctul ăsta de vedere, dar să fie sănătoși. Și spune așa aici, termin așa, apoteotic, sifonarea banului public se face prin firme bidon, un limbaj adecvat, un om care probabil, a avut de-a face cu așa ceva, nu știu ce să cred. Și așa, cum am mai spus, firma Ecofast Termo-SRL are toate caracteristicile unei firme bidon. Denumirea se folosește în special în cazul acelor societăți care sifonează banul public în interesul unor găști politice. Bun. Care e gașca politică? Ion Asafte, vicepreședinte Consiliului Județean Neamț, adică așa de situație în față avem un autor de dat. Viorel Șipa, președinte de tineretul ALDE Neamț, Sebastian Gherasim, vicepreședinte ALDE Neamț, Melu Melinte, fost candidat ALDE la primăria Ștefan cel Mare, ăsta e pe la PNL, acum n-am nicio treabă cu el, nu știu ce învârte, chiar nu știu ce învârte. Ei, întrebare. Bineînțeles că schema arată, nu știu ce, mă face acolo capi, tuti capi, într-o imagine, să ne înțelegem foarte bine, în sfârșit. Da. În care așează o imagine, tehnic de presă, așează o imagine de mea pe undeva, cred că am un șantier pe undeva așa, știi, cu o figură de asta turtită, așa, dar nu e o problemă. Mergem înainte. Și vreau ca să vă anunț pe dumneavoastră și pe dumneavoastră să informez cetățenii județului Neamț că este pentru prima dată când voi acționa în justiție un așa zis jurnalist. Pentru că jurnaliștii onești, oameni cu onestitate, și nu vreau ca să arunc ceva în sensul de a vă apropia dumneavoastră de mine, așa cum sunteți dumneavoastră, care din dumneavoastră m-ați criticat, n-am zis niciodată nimic, uite, este domnul Cezar Filip, așa, care mie face plăcere când îl sun, pe cuvântul meu de onoare, bună Cezarică, ce faci? Și m-a criticat și m-a făcut vorba ce?
m-a criticat cum a vrut. Și nu-i singurul. Nici o problemă. Dom'le, așa e în democrație. Dom'le, dar spune adevărul, domnule. Nu-mi las cu delațiuni, nu-mi las cu manipulări, nu-mi las pe baza unor chestiuni în care, dom'le, ce las cetățean merge, prinde, lăsă, că știu eu ce fac. Este o mizerie ce se întâmplă. Asta nu este presă. Probabil că așa a fost învățat și altă dată. Nu știu, să fiu sincer. Deci el voi acționa în instanță, vorbim deja cu avocatul, și să-i explice instanțe, mai am și alte elemente, cam unde am sifonat eu bani și care e gașca politică. Asta este problema. Și pentru că toți suntem la capitolul ăsta, sigur că n-ar fi rău, atâta vreme cât, cum să vă spun eu, se tot încearcă descriptarea mea și pe o altă formulă, și anume, ba că am cap prin securitate, ba că am făcut poliție politică, mă rog, diverse. Am câteva chestiuni de precizat aici. Ori oamenii nu sunt bine informați, ori, în sfârșit, sunt și neștiutori, dar sigur, este și multă răutate în afirmații. Și pentru a elimina, e a doua oară când fac asta în 3 ani de zile, pentru a elimina asemenea suspiciuni și aserțiuni susținute de unii și de alții, vreau ca să vă prezint asta adeverința numărul 3385 din 4-3-2014, unde scrie negru pe alb. Nu există date ori documente din care să rezulte calitatea de lucrător sau de colaborator al securității, în sensul legii, cu privire la domnul Asafte Ion, fiul lui Nicolae și Zâna, născut la data de 26-5-1953, în războiul județul Nemț. Uitați-o aici, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității Statului. Uitați-o aici. Eu am să ajung într-o situație, într-o zi, în care voi cere mai multor lideri politici să vină cu așa ceva. Este o primă problemă. Și pentru că toți suntem la capitolul ăsta, apropo de domnul ăsta jurnalist care scrie la Gazeta de Perete, aș vrea să vă întreb așa, ca idee, din ce trăiește dumnealui? Și unde semnează statul de plată? Poate vrea să informeze populația județului Neamț. Repet, îi duc grijă, domnul, zic și eu probabil, dacă bănuiesc, nu? Adică merg pe aceeași construcție logică pe care a făcut-o dumnealui în gazetă. Deci din ce trăiește dumnealui și unde semnează statul de plată? Mai rămâne să afirm în fața dumneavoastră să-ți fie rușine din Patriciu. Cum așa știți să... Bun. Deci, ideea este una foarte... Dumnezeu să-l dinească din Patriciu. Deci, ideea este una foarte clară. S-a încercat o mizerie jurnalistică, că nu pot să o numesc altfel, și va trebui să explice în fața instanței de judecată. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept de la dumneavoastră întrebări. Aș vorbi de finanțările care au venit pentru muzee. În ce stadiu se află acele proiecte? S-au organizat licitații? Când încep lucrările? Nu, s-au semnat contractele de finanțare. Deci suntem la nivelul la care s-au semnat. Ultimul contract de finanțare a fost cu Muzeul Hogaș, care eu n-am mai postat pe Facebook și pe nu știu ce, pentru că am activitate, dar în ultimele 2-3 săptămâni de zile, când Ionel Arsene este unde este, eu mi-am văzut de treabă, că mi se pare o chestiune de bun simț să nu e pate și să ies în față acum, uite, mai abia așteptat Asafte, să o zicem pe aia dreaptă. Anul acesta a început lucrările de reabilitare. Sigur, o să dureze, o să mai dureze 3-4 luni de zile, deci nu vă pot spune chiar așa. Dar banii sunt, contractele sunt semnate. Ca și la cele 183 de proiecte care le avem, aproape de acele 8.000 de miliarde. Sigur o să mai dureze un pic punerea lor în practică, ăsta e adevărul. Mulțumesc. Să nu duna, gen. Vreau să zicat, e obiectivul în atribuțiile de președinte de CJ. Adică, semnale de documente, poate să fie. Sigur că da. Dar a venit
Aveți un legalitate de la prefectură? Deci, dacă un asemenea aviz există, există la doamna Soroceanu. Deci mi se pare fără asta, secretarul județului. Bănuiesc că nu s-a primit un asemenea aviz. Deci bănuiesc. Dar să nu... Deci puteți să vă exercitați. Din moment ce m-am puternicit Consiliul Județean, haideți să vă spun și un alt aspect. Din moment ce m-am puternicit Consiliul Județean, sigur că mi-am intrat în drepturi din momentul ăla, pentru că nu putem bloca ideea unei birocrații un Consiliu Județean, pentru că în momentul în care trei zile noi nu am semnat documente și vorbesc de aspectul birocratic al problemei așa, documente în sfârșit de adrese și fel de alte chestiuni, păi, sau era în stânga și dreapta mea, maldare de dosare. Păi e legal atâta vreme cât Consiliul Județean m-a împuternicit. Deci, asta o spune legea, nu spune eu, și mai este o problemă, asta vreau să vă zic, domnul Corfu. Eu beneficiez și de o dispoziție dată de președinte în momentul în care el a fost în sfârșit. Deci sunteți dublu președinte. Sunt dublu președinte, da. Deci, esențialul rămâne în felul următor. Nu putem bloca instituția numită Consiliul Județean pe chestiuni birocratice. Asta își urmează cursul, o să vină, probabil că o să vină, sigur. Dacă nu o fi venit cumva. Domnule Sartre, a zis mai devreme când ați arătat acel document de la CNSAS, că poate vine momentul să iese sau nu și alți politicieni. Nu știu, este evident, îmi dăm seama că vă gândiți la anumiți politicieni din Neamț. Și întrebare, care din politicieni din Neamț, de tot, nu e evident, credeți că au făcut poliții politică? Nu. Nu, n-aș putea să dau un asemenea răspuns vis-a-vis de, adică, punctual. Eu am spus doar atât. De ce nu puteți încerca? Nu punctual. Cine are nu curajul? Cine vrea, e foarte simplu să vină cu așa ceva. E foarte simplu. Deci nu trebuie un prea mare efort. La mine, până am intrat în posesă la chestiunea, s-au mai interesat și alții. Și cunosc foarte bine fenomenul. E o realitate. Trebuie să vină, domnule, iată că, așa, pentru a spune fiecărui, ca fiecare cetățean să înțeleagă, uite, domnule, că omul ăsta, așa, a fost, în ce mă privește, acuzat, eu de-aia și scos-o. Tot timpul au și strecurat de-al minte, prin de postări, din astea au luat de postă aceștia anonim. Înțeleg că aveți dubii față de alții. Vă rog? Înțeleg că aveți dubii față de alți politicieni care putea scoate un document din ăsta. Nu, mie mi s-ar părea, dacă vreți dumneavoastră, o acțiune de... curățare sufletească efectivă, la asta mă gândesc așa, era să folosesc igienizare, nu. De curățare sufletească efectivă a fiecărui politician în fața cetățenilor pe care îi spune că îi deservește. Cam despre asta este vorba. Vă rog, domnul. Ce rost ar avea alți politicieni să spată o asemenea hârtie dacă ei ar fi activ în sistemul? Iar dacă fie atât nu are nimic. ALDE acționează tocmai pentru îndepărtarea statului paralel. Să ne înțelegem foarte bine. Ca atare, în mine aveți un sprijin din punctul ăsta de vedere. Chiar un sprijin. Iar la nivel național, domnul Călin Popescu Tăriceanu are consecvență în mesaj și în practica politică vis-a-vis nu doar de aspectul ăsta, care este foarte grav. Că în România noastră s-a întâmplat așa ceva, dar văd că acum se dau exemple chiar și prin America, care avea un stat paralel și ei. Așa. Însă e păcat de țărișoara asta frumoasă și minunată să fie condusă în mod ocult și creată împotriva propriului popor, că aici este marea problemă. Interesele sunt atât de mari, sunt atât de vaste, încât se încearcă, dacă vreți dumneavoastră, o trecere într-o altă nișă, așa, ceea ce înseamnă forța și energia națiunii și să vină, sigur, cu un fel de dictat de prin altă parte. Iar noi nu vom accepta asta. Mare, pentru că am văzut că dumneavoastră sunteți o oarecum activ în a monitoriza geopolitic ce se întâmplă în zona Europei. Cum legați statul paralel de partea geopolitică? Credeți că statul paralel de România are finanțele externe și interese externe? De finanțele externe nu am date. De interese...
ne fie cu iertare. Se vede foarte bine. Haideți să, dacă mai aveți un pic de răbdare, nu spun lucruri mari. Domnul Astarte, ați negociat cu domnul Munteanu majoritate stabilă la Consiliul Județean? Nu mai împicuți, vă rog, că să răspund la întrebarea domnului Iosub, da? Oameni buni, sunt parlamentar european și ajung acolo și mă ridic în picioare și îmi denigrez propria țară. Eu n-aș mai veni acasă, pentru că eu mă mir la un Preda, la un Macovei și un altul de pe acolo, cum de nu le e rușine să coboare pe aeroport Otopeni și să dea ochii cu românii în aeroport Otopeni. Suntem unica țară care beneficiem de asemenea parlamentar care își denigrează țara în Parlamentul European. Ce putem spune de aici? Eu dacă aș face așa ceva, mă duc încolo, de la Bruxelles, prin spre Bruxelles încolo, așa, mă duc spre Marea Nord, văd bune, așa, și mă rog de acolo, dar nu le recomandă, treaba lor. Doar că îmi pot permite să spun, oameni buni, unde e sufletul la românesc ăla care e treaba noastră, ne spălăm rufele în familie aici, ne certăm aici, găsim soluții, nu ne găsim alegeri anticipate, găsim, în sfârșit, găsim soluții. Dar să spui, să-i se interzică României dreptul de vot în Parlamentul European, în Comisia, e posibil așa ceva? Să minți în halul în care se minte acolo numai pentru a introduce în mentalul european, în mentalul colectiv, faptul că suntem o țară de în sfârșit, nu găsesc epitet și nu găsesc am o comparație. Repet, cum de nu le crapă brațul de rușine când coboară pe aeroportul Otopeni? Despre asta este vorba. Și mai spunem că n-au interese? Să nu vină o dată să fac o conferință de presă cu toate interesele și tot ce... Pentru că ar fi deliciu. În sfârșit. Vă rog, da, doamna Oltea. Ați discutat cu domnul Munteanu despre păstrarea unei majorități stabile de SNA de la Consiliul Județean, în contextul în care se vorbea despre posibile plecări ale consilierilor județeni. De plecări în alte parte. Nu, cu domnul Munteanu am discutat o asemenea problemă, dar, sigur, mă revine mie, în ultimă instanță, ca președinte ALDE, în virtutea protocolului de colaborare, ca să mențin o asemenea stabilitate. Ce mă privește? Deci, atâta vreme cât acest protocol funcționează, sigur că trebuie să mă includ în această majoritate, care cred că este stabilă. Dar, probabil că dumneavoastră ați visat altceva, prin întrebare. Faptul că, știu, e posibil ca unii consilieri județeni ai PSD să pleci, acolo e o problemă de viitor și o vă discuta în viitor. Deocamdată, la această oră, echipa este întreagă, funcționează și ne facem datoria, așa cum spune întotdeauna, și nu spun vorbe mari, datoria față de cetățeni. Că despre asta este vorba. Am avut afaceri de celor de la ALDE, pe care ați vorbit, fiind și la modul ironic și de pare pentru doamna primară. Dar în ce făcut două considerații, înțeleg că și doamna primar și dumneavoastră ca semnatar din documentul la CJ, sprijinând afaceri, ați dat inclusiv bani, business-ul unui fost coleg care acum e la PNL, foarte interesant. Așa retoric aștept să vedem politicienii aia care au afaceri mari, nu o centrală și un singur. De exemplu, prin problem, e clic cu master plan, noi, de apă, alea sunt niște afaceri interesante. Dar întrebarea mea pentru doamna primar, tot din primul mandat. Stăteți în primărie, sunteți omul care semnează în final plățile la factor, pe achizițiile făcute legal, seara. Doamna primar, câți politicieni au bătut la ușă, v-au sugerat, v-au rugat, dați-o pe care voi nici lume, cum să lume. Nu se întâmplă așa ceva. Știți de ce? Pentru că fac parte din ALDE. Noi suntem în partid din. Nu avem treabă cu ceilalți care fac treaba asta. Altceva.
Văd că se pune foarte tare accentul pe achizițiile publice. După cum știm cu toții, achizițiile publice au o anumită procedură. Achiziția publică nu semnează numai primar. Este și o comisie. Așa că, dacă ar veni dumnealor la ușă și țară poate la ușă, ar trebui să vorbești de sus până jos cu toate birourile. Vezi și tu, vezi și tu, vezi și tu. Achiziția publică, în primul rând, că lucrăm cu sapă. Nu mai spune mai. Nu prea se vine. Nu se folosește. Așa ceva nu se folosește. Încă n-au încredere normal. Mai sunt și vocal, eu sunt o persoană vulcanică și îmi place, după, nu știu, n-ați venit, dar v-aș invita. N-ați venit în primărie Comunii Dobrin să vedeți câtă transparență este. Adică la mine în birou, dacă intră cineva, se vede până pe dealul coșăriei. Pentru că nu am perdele la geam, jaluzelile sunt tot timpul deschise, ușa nu mai trebuie să o închid, chiar dacă o închid, chiar dacă o deschid, geamuri avem, nu avem tablii la ușă, așa că se vede. Nu avem zoom la obiectiv. Eu mă bucur. Ați spus că nu ne cumpăram cu ceilalți, aveți informații ca alții fac? Nu, având în vedere că dumnealui mi-a pus așa o întrebare, înseamnă că dumnealui știe că se procedează la așa ceva. Doamna Sate, poate nu înțelegeți-o bine, că s-a spus colegii la întrebare cu Munteanu. Spuneați că, doamna, spuneați că plecarea unor consilieri PSD la alte partide e o problemă de viitor. Adică, n-am spus asta, n-am spus de plecarea la alte partide. Ascult, din anumite motive, poate cine își dă demis sau cine știe ce, s-ar întâmpla ceva în sensul că pe lista, din câte știu eu, dar nu eu reclamez probleme la PSD, doamne iată. Așa. Pe lista PSD ar mai fi unul sau doi consilieri, apropo de supleanți. La asta m-am referit, nu, dar e problema PSD-ului și nu vreau să intru într-o chestiune în care... doamna Vasilica Cresu, primărița noastră la Dobrin, domnul Luca Iulian, vicepreședintele ALDE. Sigur că sunt oameni care îmi cunosc și ne știm durerile reciprocă, în sensul în care, sigur, încercăm să facem ceva la nivel de județ în ce ne privește, la nivel local, în ce privește doamna primar. Dar vedeți dumneavoastră, în momentul în care vorbești de afaceri, ce înseamnă asta? Înseamnă partid, afacere și stigmatizare. Deci să ne înțelegem foarte bine. Deci partid, afacere și stigmatizare, imediat. Dom'le, întrebarea este următoarea. Cei care fac politică nu mai au dreptul să facă afaceri? Exact. Dar așa, e o primă problemă. Adică este o nebunie. Cel puțin în situația de față. Cel puțin în situația de față e o nebunie. Bun. Apropo de întrebare. Doi. Eu invit pe oricine din acest județ, oameni de afacere, antreprenori, oameni cu inițiativă, să vină să intre pe SEAB, să vină la licitație cu o dublă condiție: să aibă un preț bun ca să poată câștiga și să facă lucrări de calitate, pentru că rezultatul va fi că banii rămân în județul Neamț, rămân aici în Neamț și se cheltuie în Neamț. Nu trebuie să-mi vină firma nu știu care de nu știu unde și să încaseze, nu știu, și să plece. Asta este problema. Cred că, vedeți dumneavoastră, apropo de gazeta asta de perete, niciodată n-a vorbit de când există despre realizările Consiliului Județean Neamț, de anumite are o fixație a demoniza Consiliul Județean Neamț, salariații de acolo, inclusiv că sunt demnitari, sunt funcționari publici, dar să o spui, nu am pentru a ne lăuda pe noi, Consiliul Județean. Spune că iată, s-au adus acești bani pentru cetățenii județului Neamț. Recunoaște odată o chestiune genul ăsta în sensul informații reale care trebuie să o dai cetățenul. Eu ce să cred în asta? Nu eu. Oricine dintre noi așa oameni de bune credință cred eu. Deci lucrurile sunt într-o altă parte. De aceea i-am pus acea întrebare de final. Dom'le, cu ce trăiești și unde semnează statul de plată? E o întrebare normală, firească. Bănui și eu, nu spune dumneavoastră că mă bănui, pe mine că sfonez. Numai că el va trebui să-mi răspundă mie în cadrul unei instanțe. Nu se poate așa ceva. Stai. Fac și eu o completare. Vă rog, domnule. La
ce a spus doamna Mariana Oltean referitor la funcționarea coaliției la nivel județean. În perioada imediat următoare vom relua colaborarea cu PSD-ul prin cele două echipe care vor fi din 5 persoane, am propus noi, vor fi 5 persoane din partea ALDE, 5 persoane din partea PSD-ului, iar toate negocierile vis-a-vis de proiectele de hotărâri la toate, la toate ședințele consiliilor locale, Consiliul Județean, vor fi discutate, sperăm noi, săptămâna. În cadrul acesta vor avea loc toate negocierile de care spunea doamna Mariana Oltean. Vă rog! Ați afirmat că atât ale cât și dumneavoastră în teritoriu să susțineți parteneriatele public-private, publice-private. Și ați făcut mențiunea că acest lucru se va face fără a adânci deficitul bugetar. Ce ați vrut să spuneți exact? Adică în ce mod un parteneriat public-privat ar putea afecta deficitul bugetar? Păi, nu că ar putea afecta. Deficitul bugetar, eu știu ce am afirmat acolo. Nu, știu bine ce am afirmat. Este vorba de o formă nouă de acțiune în domeniul economic prin care un investitor care gândește pozitiv vis-a-vis de o anumită acțiune, de o anumită activitate care vrea să o desfășoare în România sau în țara noastră, în sfârșit, poți fi un investitor, un român sau poți fi și un străin. În condiții de legalitate, de normalitate, să vină cu acea parte, în acest parteneriat și prin care să realizăm, nu știu, poate un drum, o autostradă, o ceva. Deci o chestiune, sigur, de interes economic și social. Și dacă vine cu banii dumnealui, sigur că nu mai luăm de la stat. Aici este problema. Înțeleg. Și altă întrebare, ați luat în considerare că în următoarea perioadă, în calitate președintă Consiliul Județean, întâlnim cu organismele abilitate reprezentative ale patronatului, mă refer aici la IMM-uri, la cele două sau trei forme care le avem noi în județ, inactivi, O întâlnire cu patronatul, e vorba de UNPR, Uniunea Națională a Patronatului în România, a nu se confunda cu partidul, la care eu acum vreo 10 ani de zile am fost vicepreședinte, până, de fapt acum vreo 5-6 ani, până acum 5-6 ani, o întâlnire în toamna trecută. Sigur, îi așteptăm și pe ceilalți, că într-adevăr sunt aceste patronate poziționate într-un fel sau altul, dar ele trebuie să fie mult mai active pe piața muncii sau interesul pe care, sigur, îl slujesc. Pentru că sunt patronat în turism, patronat în industrie, nu știu ce fel. O precizare, v-aș vrea și o întrebare. O precizare legată cu ceea ce a spus în momentul în care a întrebat colegul meu dacă avizul întârzi, a vorbit despre birocrație. Să înțelegem că există birocrație la prefectura mea de punctul de astfel. Îmi cer iertare, nu v-am auzit bine. Prima dată. În momentul în care ați răspuns la întrebarea legată de avizul de legalitate pe care ați fost ales președinte al Consiliului Județean, a vorbit despre birocrație. Să înțelegem că există birocrație la... Nu. Eu numesc birocrație, dacă vreți dumneavoastră, metodica și toată tehnica realizării unui document. Nu birocrație în sensul peiorativ. Deci să... Ca să clarificăm, e o birocrație mai îndelungată decât în alte cazuri similare? Adică domniți că se întârzie mai mult cu acest aviz din oarece motive? Nu cred. Din câte știu, am impresia că și domnul prefect este plecat în sfârșit. Dacă e la muncă. Deci, să fie cu iertare. Nu pot merge cu ideea spre o întârziere în nu știu ce considerent. Și întrebarea este următoarea, dacă de vreodată funcția de președinte al Consiliului Județean și după ce ați preluat prerogativele președintelui, ați schimbat legătura într-un fel profesional, exclusiv, cu domnul Ionel Arsene. Sub nicio formă. Nu am ținut legătura cu domnul Ionel Arsene, sub niciun aspect. Nu m-a interesat de profesional. Nu. Deci nici măcar profesional. Sub niciun aspect. Mulțumesc.
Dacă nu mai sunt întrebări, mai aveau două, dar v-ați vrea să-mi răspundeți foarte, foarte scurt. Sunt eu la CJ și nu neapărat sau să cer din PSD că votați mereu împotrivă la ceva, cereați o explicație. Deși mă obligă legea. Acum o zi sau două la Consiliul Local Iatăneanu, cum din PSD cu salte sunt în opoziții, într-o ședință pentru un buget de 30 de milioane de euro, a durat 55 de secunde cât scos locul de la șampanie, că tot era ceva viceprimarului, ai dumneavoastră votat împotrivă și deși ne obligă legea, doar morală sau obrazul, n-au dat o explicație de 5 secunde, decis să opun proiectului propus de primar și dumneavoastră majoritară. Întrebat, vi se pare corect, moral, să votez împotriva unui buget, să nu dai o explicație de încă 5 secunde? Nu, sub nicio formă, nu mi se pare nici legal, nici moral și sigur o să discut treaba asta cu consilierii la municipiul Piatra Neamț. Dacă ai ceva de comentat, te rog. Da, da, o completare. Da. Tocmai ăsta e rolul acestor două echipe, atât a PSD-ului cât și ALDE. Deci vom avea ședințe săptămânal, că înainte la fiecare ședință de consiliu local, municipal, județean, trebuie să discutăm toate proiectele de hotărâri. În mod normal, consilierii trebuia să-și, atât cei ai PSD-ului, cât și cei de la ALDE, adică din opoziție, trebuiau să-și coreleze punctele de vedere în sensul de a veni cu niște amendamente la acele, la acel buget și aceste aspecte puteau fi discutate doar în cadrul propus de noi. Nu că e disciplinat, au fost la vot, probabil că au fost disciplinat. A doua întrebare, foarte scurtă, la fel. Șeful PSD, șeful ALDE Neamț, e din Comuna Războieni, coordonatorul special, iată că, de la PSD Neamț, e din Comuna Războieni. Ce ia cu Războieni? Eu sunt pe pilieră de cadre. Da. Dar întrebare și s-au dat la un moment dat ceva despre oportunitatea, ipoteza, varianta de a fi desfințat actualul Consiliu Județean, cu referendumul și așa mai departe. Sunteți la curentul acțiunii de genul ăsta? Punete de la cine? Nu știu. A, bă, ca idee. Ideea desfințării Consiliului Județean e o idee. Fiecare om are dreptul să se exprime în spațiu public, în limitele moralității, bunului său și a legalității. Și mi se pare corect dacă s-a exprimat cineva în felul ăsta. Însă, sigur, ține la o metodică, la o tehnică. E destul de dificil. Adică sunt în pericol? Ce faci în CJ acum? Nu mă simt în pericol. Scuzați-mă. Nu mă simt în pericol, ba din potrivă. Noi încercăm să vedem de treabă alături de cetățenii aici și să... Da. Vă rog. Deci, știu că sunteți și naționalist și iubitor de tradiție și cunoscător a realităților din zonă mai mult ca azi. Probabil că e o întrebare... Legal nu putem investi în obiectivele primăriei, deci alte entități administrative, legal. Mă refer la o chestiune punctuală, apropo de Monumentul Eroilor. Dacă ar fi după mine și aș avea niște bani, numai că eu sunt sărac, vorba cuiva, așa, aș face-o și de unul singur, așa că aș vrea niște milioane de euro în cont, pentru că eroii neamului merită respectul respectiv. Așa. Dar rămâne, e bine că mi-a strigat o asemenea problemă. O să vorbesc cu compartimentul juridic, o să vorbesc sigur cu cei de la buget și să vedem dacă găsim o formulă de acest gen vis-a-vis de finanțarea unei asemenea acțiuni. Adică măcar în acest an al centenarului. Da. Tot mă gândeam de proiect, ceva
fac în stat, dacă este posibil să, ar fi posibil să se fac printr-o combinație cu primăria, mă rog, asocierii, ca să folosesc cumva, cu parcă, păcat, cel puțin după ce a venit ambasada rusă și l-a făcut cu celălalt al rușilor, chiar este păcat să îi prezentăm întreabă. Personal, am de gând să vorbesc cu administrația, cu administrația cimitirelor, cel puțin aici, la nivelul Monumentului Eroilor, și acolo unde lipsesc stânga-dreapta, pe acea aleie când mergem, e prima dată când fac o asemenea declarație, vreau să aduc pe cheltuiala mea, cât o fi, niște stejari și să-i plantăm, să fie în, sau gorun ceva, în linia celor care sunt deja existenți acolo, sunt existenți acolo. Și să întregim aleia, mă rog, așa, vorbesc de steja. Sper să reușesc să mi se dea voie să fac așa ceva și nu o fac publicitar, ci e o chestiune de respect pentru acei oameni care au luptat ca noi să ne bucurăm și de libertatea cuvântului și de viața asta pe care o ducem. Țin minte pe toate. Le știu toate cele la care am răspuns la invitații. Aceste comisii au fost constituite din Consilii Consultativ. Comisii Consultativ. Ele nu au făcut nimic. Nu au activat în niciun fel structura administrativă sau, mă rog, parteneriat public privat, intenționați să le activați, să le, eu știu, să le dați o utilitate, ca așa cu hârtie sau cu comisie. Aceste consilii, zis consultative, sunt binevenite. Nu neapărat reactivate. Trebuie să organizați niște întâlniri pe domeniul fiecăruia sau fiecăruia și să vedem, sigur, utilitatea și cum îmbunătățim domeniul respectiv. Că dacă eu cu un consiliu în sine, așa, să ne întâlnim, să ne mai vedem la ori să bem o cafea, iertați-mă, eu nu am timp de pierdut. Așa. Dar dau girul utilității unor asemenea consilii și sigur că voi lua legătura și cu președinții respectivi și vom sta de vorbă, sigur, pe un domeniu sau altul. Dacă îmi permiteți o întrebare de încheiere. Vă rog. De podul de la Preluca, ce se mai aude? Pentru că ultima dată n-a venit nimeni la licitație. Imediat la autolicitație? Deci... No, imediat. Așa cum știți dumneavoastră, este un drum național și ține de administrația națională a drumului. Bun. E pe teritoriul județului Neamț. Facem demersurile cuvenite ca să se întâmple o minune cu acest pod în sensul refacerii lui, pentru că nu este o glumă acolo. A spus o ucigată dumneavoastră, dacă nu mă știa domnul Vinga, nu, că e crimă cu premeditare. Dacă s-a prăbușit acea balustradă, pe dedesubt, eu am fost un bici pe acolo, n-am mai postat, nu prea arată bine. Trebuie să avem și o altă... Deci va trebui verificat. O să luăm legătura cu cei de la drumul și podul Iași, care va lua legătura cu cei de la drumul și podul Iași. Eu sunt un pic mai punctual așa și dau și răspunsuri la populație. Dar va trebui să am o discuție întâi foarte serioasă, fermă și riguroasă cu directorul de la drumul și podul Iași, drumul național, bineînțeles. Când se va mai întrebăm? Când se va mai întrebăm de acest opinie? Păi, apropo de a purta o discuție, mă trebuie să nu aș săptămâna viitoare, până la o joi sau vineri. Dar ideea e cum rezolvăm problema. Aici e esențialul să rezolvăm ceva. Dar dacă nu discutăm, nici măcar nu avem măcar o informație despre ce este vorba și ce facem acolo. Da. Mulțumim. Două întrebări pentru conferința viitoare de presă, dacă se poate. Vă rog. Unu, cum evaluați managementul de la Teatrul Retului? Și doi, ce se mai aude cu cazurile de copii decedați de la protecția copilului, pentru că fata care a decedat acum luni de zile legată, nici acum nu este gata cercetarea penală, care, atenție, este pentru omul involucrat. Și
Păi, să o luăm... Pentru casa viitoare. Bine, mulțumesc.